Salariul unui asistent personal este plătit în proporție de cel mult 90% din bugetul de stat și cel puțin 10% din bugetele autorităților locale. Acesta diferă în funcție de vechime și de gradul de handicap al persoanei aflate în grijă. Nemulțumiți de cum s-au calculat salariile, mai mulți asistenți personali au protestat astăzi la Ploiești. Considerăm că salariile care se acordă asistenților personali sunt total greșite. Calculul acestor salarii, prin acest calcul s-a ajuns ca salariile până la gradația 3 să fie toate pe salariu minim pe economie, ceea ce noi considerăm că nu este corect, pentru că nu se aplică indicele de coeficientul de bază și nu se ține cont de vechime. Cei mai mulți asistenți personali au salariul minim pe economie. Banii nu le ajung, mai ales că au cheltuieli mari și pentru tratamentele celor pe care i-au în grijă. Indiferent de gradație, salariul este unul derizoriu, foarte mic. Nouă nu ne ajută cu nimic pentru terapiile copiilor. Imaginați-vă că sunt copii cu grav, cu handicap grav. Oricum, terapiile sunt insuficiente datorită faptului că nu avem aceste pârghii pentru a... Cine este responsabil pentru partea asta de salarii? De salarii. În cazul nostru, primăria Ploiești. Da. Și această situație perpetuă de ceva timp. Vrem și noi un salariu decent ca să putem trăi bine, că avem și noi probleme ca tot român. Pe cine considerați responsabil? Păi șefii noștri, că dânșii stabilesc. Domnul primar. Nu are grijă și de cei năpăsuiți de soartă. Că și noi suntem oameni cu probleme. Avem acasă familia, noi trebuie să trăim și noi, probleme cu sănătatea, bani pentru mâncare, bani pentru medicamente, salariu mic. La 30 și ceva de ani de vechime, un salariu de minim pe economie, nu se mai poate trăi în vremurile astea. Asta ce aveți în grijă? Fiul meu de 21 de ani, nevăzător, care este acum student la engleză franceză anul 3. Spuneți că meritați un alt salariu? Noi cerem să se respecte legea. Salariul asistentului personal este salariul minim pe economie. Și mai avem gradațiile care se dau în funcție de vechime, un spor de 15%. De multe ori se discută despre sporurile bugetarilor de lux. Și noi avem acest spor care nu ni se acordă, deși cred că toată lumea își imaginează să ai grijă de o persoană cu dizabilități nu este deloc ușor. Sunt asistent personal al băiatului meu în vârstă de 18 ani, cu autism, gradul grav. Vreau să spun și eu așa, pentru domnul director să se trezească la realitate și către domnul primar, să acorde drepturile asistenților personal, să nu mai fim nevoiți să venim în fața primăriei cu copiii după noi, să nu mai mergem prin instanțe, nu avem bani de cheltuit aiurea, salariile sunt total greșite, nu sunt calculate corect. Conducerea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești susține că salariile au fost corect calculate. Legislație destul de ambiguă, ca să fim sinceri, și foarte greu de aplicat. Deci nu ne-am mulțumit și de modul care se calculează salariile, nu doar despre acest lucru. Da, știm, noi am avut discuții cu dânsii cu modul de calcul al salariilor, totuși verificând în mai multe orașe mari din țară, am ajuns la concluzia că și ceilalți au calculat la fel ca noi și suntem, noi cel puțin așa considerăm, că modul nostru de calcul este cel corect. În urmă cu câțiva ani, asistenții personali au obținut un spor pentru vătămare și periculozitate de 15%, care la Ploiești nu s-a acordat niciodată. Câțiva asistenți au câștigat acest drept în instanță. Într-adevăr, în anul 2018, în măsura în care erau prevăzute fonduri pentru acordarea acestor sporuri, s-ar fi putut acorda. Nu au fost prevăzute fonduri în bugetul local în anul 2018, deci nu s-au putut acorda aceste sporuri. În luna decembrie acelui an,
printr-o ordonanță de urgență, și îmi cer scuze că îmi scapă, 114, da? S-a reglementat faptul că începând cu luna ianuarie 2019, pentru personalul care nu avea în plată în luna decembrie cuprinse aceste sporuri, acest spor nu se va mai acorda. ASSC Ploiești are aproape 500 de asistenți personali angajați.